Neața bună, prieteni. Băi, cred că o să facem vloguri din astea așa cu toate. Uite, azi de exemplu mă duc până la Reșița, am de lăsat acolo o cutie. Asta e, mai fac și pe livratorul. Astăzi suntem din nou pe șantiere. Am luat măsurătorile pentru ferestre. Uite, acolo e o deschidere super mișto către grădină, către curte. Acum eu nu știu exact ce reprezintă fiecare cameră. Ideea este că golurile astea de lumină sunt foarte faine, așa cum sunt mari. Depinde din ce perspectivă privești, când bagi mâna în buzunar sau când te bucuri doar de ele. Este vorba de un duplex cu etaj. Dar nu mai urcăm acolo, că mi-am făcut treaba și nu mai vreau să mă bag printre schelele oamenilor. Hai să mergem mai departe, să vedem, poate mai găsim și niște case de vânzare, mai vedem niște prețuri. E vorba de un duplex destul de mare acolo unde am măsurat eu, probabil că depășește 100 de metri utili. Frumos făcut. În continuare lumea mai construiește și pe BCA. Scrieți la comentarii diferențe. Sau de ce ați construit voi pe BCA sau pe cărămidă. Mie personal îmi place să vorbesc cu oamenii, să le măsor acolo golurile alea. Ca în orice piață, compari oferte până să treci la treabă. Făinuță activitate. Să vedem când o să se pună ploile afară, cât de făinuță va fi. Da, aflăm împreună dacă rămâneți cu mine pe vlogurile astea ale mele. De aici încolo trebuie să le fac proiectarea, să le emit prețul, să discutăm discounturi. E interesant. Încă din faza asta este de vânzare. Drept e că zona e bună deoarece are acces la drumuri principale. Dar din punctul meu de vedere e un șantier care e efectiv va sta. Și după ce va sta, va mai sta un pic. Ia să vedem duplexul acesta cât costă. Cu etaj mare. Cam asta e cartierul. Alo. Vă salut. Prețul e 160.000 la alt. Și la alt. 125. Sunt 4 dormitoare, 3-2. Living de 25 de metri, bucătărie foarte mare de 17 metri și la 18. Mm-hmm. Vă mulțumesc mult. Cu drag. Vă mulțumesc. O zi bună să aveți. Sănătate. Sănătate. Ia uitați aici ce traseu are de urmat curentul. Mă rog, utilitățile. Deci vine de acolo până aici. Te poți regăsi într-o situație din asta de ai vecini în dreapta cu gaz, curent, eu știu, și tu să fii nevoit să tragi de la 150 de metri. Fainuț. Uite aici o construcție atipică. Super mișto. După ce te duci cu ea în finisaje și îi dai niște culori, niște griuri negru, mă rog, un designer ți-o face pe asta să avion. Super mișto. Uite, de jur împrejurul meu numai se construiește. O să ajungă toată Timișoara să iasă în afară. Așa, încet, încet, cu timpul. O să mă bag și eu aici în spate să înfulec o ciorbiță. Poftă bună și vouă dacă sunteți la masă. Ciorbiță de foame. O să-mi fac eu una de vițel, cum știu numai eu. Bucăți mari. Să se desprindă așa, știi, singură. Mai greuți pe la restaurante cu
cam lipsesc magazine de pe zonele astea izolate așa. Cartierele frumoase astea mai terminate. Uite un cartier frumos. Liniște maximă. Case frumoase, toate arată la fel. Și lângă cartier, cât vezi cu ochii, este cam pustiu. O să merg să mă bag într-un șantier din ăsta unde se construiește un bloc. Iau și-o pulsul de pe acolo, îți dai seama că nu lucrează ăștia cu mine. Dar v-am zis, un magazin, o chestie, lipsesc niște lucruri din astea esențiale. O brutărie. Abar n-am. Hai să vă arăt o casă foarte frumoasă. Foarte frumoasă casa asta. Ce părere aveți? Vreau neapărat să mă duc la casa asta din față. Fii atent aici ce drum. Și cică, ce să faci cu tracțiunea activată? Niște clasice de la Volkswagen. Scubidu, ia să vedem ce interior are o mașină din asta. Ce vorbești? De poveste. Foarte făinuță. Urmează fundația aici, vedeți? Șantierul ăsta cât de curat este. Se vede clar că începe construcția. Ce vă ziceam? Toată ziua, dacă ești prin mediul ăsta cu construcții, cu nu știu ce, ești cu jetul pe mașină. Dacă tot am spălat mașina, era și păcat să nu plouă, nu? Super. Să zic mersi că n-am tunat-o. Îmi dai seama ce era atunci. Zi frumoasă. Salută.